clipele următoare în cadrul Galei Laureaților, unde merg premiile ediției din acest an. În dreapta mea se află toți concurenții în culise, așteptând cu emoție clasamentul și am trăit alături de ei mult din tot ce înseamnă așteptarea. Este o așteptare frumoasă, ei au venit aici cu mare entuziasm, pentru că Festivalul Felician Mărcașu este un festival valoros, este un festival de calitate, s-a impus în rândul evenimentelor culturale din România prin multe, multe elemente, pornind de la orchestra care se află în scenă, până la artiștii invitați aici, până la felul în care se desfășoară concursul, de asemenea componența juriului și, în ultimul rând, un element important care face dintr-un festival unul de calitate, faptul că autoritățile locale de aici se străduiesc ca în fiecare an, de la primărie până la Casa de Cultură, evenimentul să arate tot mai bine. Și de aici vreau să felicit încă o dată pe domnul primar, care iată și în această seară este alături de noi și va fi câteva clipe în scenă. Continuăm cu premiul special al Centrului Cultural Lucian Blaga din Sebeș, pentru a-l înmâna. O invit pe doamna Nadia Diana Mitrea, manager al Centrului Cultural Lucian Blaga. Bună seara, Nadia! Bună seara! Iată, acum cred că s-au dus emoțiile, prime ediții de care te ocupi. Cum ai simțit tot acest travaliu la un eveniment cultural de această ținută? Bună seara! Emoțiile nu s-au dus, emoțiile se trăiesc încă. Au fost zile frumoase, zile în care am pus mult suflet pentru dumneavoastră, pentru publicul nostru drag. Am trăit emoțiile. Mulțumesc că sunteți aici, ne onorați cu prezența. Am trăit emoții alături de concurenți, am trăit emoții alături de întreaga echipă care a pregătit tot ceea ce vedeți aici în jur. Și a fost o experiență frumoasă și intensă. Înțeleg că îți place. Îmi place. Asta e foarte bine. Entuziasmul doamnei director cred că se transmite echipei, pentru că totul este pus la punct, după cum s-a putut vedea. Pentru concurenții au fost gazde bune și ne dorim o ediție viitoare din ce în ce mai bună. Așadar, despre premiul acum. Este pentru prima oară când Centrul Cultural Lucian Blaga oferă un premiu în cadrul Festivalului Național de Folclor Felician Fărcașu. Ne dorim ca acest premiu să fie un reper pentru concurenții care îl primesc. Noi îl oferim cu tot dragul, ca o mulțumire și ca o recompensă pentru emoțiile pe care ni le dăruiesc interpreții tineri de folclor și eu aș vrea ca toți câștigătorii care vor beneficia de acest premiu să ne simtă ca parteneri, ca susținători în toate proiectele lor profesionale, iar Sebeșul și Festivalul de Folclor de la Sebeș să fie pentru ei un refer important în carieră. Așadar, să vedem câștigătorul sau câștigătoarea. Se numește Diana Bianca Popa și aștept cu drag în scenă. Bianca Popa, Oradea, Bihor. Mai există aici un însemn din partea organizatorilor, așadar premiul special al Centrului Cultural Lucian Blaga Sebeș. Să-ți poarte noroc cu acest premiu special. Te rog să-l iei aici. Doresc să mulțumesc părinților mei în primul rând, pentru că fără ei nu ar fi fost posibil ca eu să obțin acest premiu frumos, profesoarei mele și bunului Dumnezeu. Și noi mulțumim pentru ceea ce ați oferit de scenă în concurs și acum te las să cânti din nou spectatorilor. Vom lua mai diploma și o găsește în culise. Succes și felicitări! Thank you.
primele trei premii. Așadar, premiul 3 va fi înmânat de doamna Doina Ișpanoli, cercetător etnolog, istoric și teoretician de artă. Îi spunem bun venit, membru al juriului la ediția din acest an. Bună seara, stimată doamnă! Bună seara! Mă bucur să vă revăd. Bine ați revenit la Sepeș! Mulțumesc, mă simt onorată să fiu din nou aici, împreună cu dumneavoastră. Într-adevăr, poate cel mai cald public care reușește să ne urmărească impulsul de care are nevoie. Este întotdeauna interfața oricărei arte publicul său. Din acest punct de vedere vă felicităm. Din acest punct de vedere vreau să vă spun eu că am întreg respectul pentru dumneavoastră, pentru că știți să apreciați valoarea, știți să cultivați valoarea și însăși prezența dumneavoastră aici ne dă nouă încredere că se vor plămădi în continuare valori aici unde mirabila sămânță a încolțit și a dus peste toate meridianele lumii despre Sepeș cuvântul de înaltă cinstire și prețuire. Dar să vedem astăzi cine este Diana. Mai este dumneavoastră? Pentru locul 3 se acordă domnișoarei Mădălina Mârza. Mădălina Mârza. Doamnelor și domnilor, din Sighișoara, județul Mureș,
Câștigă premiul al treilea, al doilea premiul 3 în această seară. Larisa, te rugăm dacă dorești să ne spui câteva cuvinte. Aș vrea să vă spun că mă simt foarte onorată să primesc acest premiu și doresc să vă mulțumesc din sufletul dumneavoastră, publicului, pentru că ne-ați primit bucătură, stimatului juriu și nu în ultimul rând celor din spatele nostru, orchestrei care au muncit atât de mult pentru ca noi să ne prezentăm cântecele față de noi. Premiul vei găsi în culise, acum te lăsăm să cânti. Felicitări și succes pe mai departe. Larisa Lup. Festivalului Felician Fărcașu, juriul a trebuit să regândească scara valorică întocmită, astfel încât să dăm posibilitate mai multor concurenți să acceadă la titlul de laureat. Chiar meritau lucrul acesta. Acesta este motivul pentru care, iată, există un alt premiu al doilea, pe care îl obține o tânără care ne-a impresionat pe noi, membrii juriului, prin sensibilitatea și prin muzicalitatea cu care a abordat repertoriul ales, un repertoriu care chiar i-a pus în valoare calitățile vocale și interpretative. Așadar, din localitatea Groș, din Valea Chioarului, județul Maramureș, Gabriela Alexandra Aruzătan. Gabriela Alexandra Aruzătan, al doilea premiu 2, doamnelor și domnilor, în această seară, la ediția 15-a Festivalului Felician Fărcaș. Felicitări, Alexandra! Îți oferim microfonul. Uite, te ajută, domnișoara. Așa. În primul rând, vreau să mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru această realizare, jurului pentru încrederea acordată, orchestre pentru minunatul acompaniament, și nu în ultimul rând, de dumneavoastră, drag public, care ne-a primit cu atâta căldură. Vă mulțumesc! Domnul și domnilor, primul al doilea așadar, Gabriela Alexandra Aruzătan, din Groș, Maramureș. Succes! Oh,
Și am ajuns la premiul întâi, doamnelor și domnilor, pentru a-mi mâna premiul întâi. Mi revine deosebită plăcere de a-l invita în scenă pe vicepreședintele Consiliului Județean Alba, domnul Dumitru Fulea. Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Înainte de orice, vreau să-mi permiteți așa, la scenă deschisă, să vă spun la mulți ani. Astăzi e ziua domnului vicepreședinte, nu puteam să acolo și să vă ocupați de tot ce trebuie pentru oameni. M-ați emoționat, sărmâna, mulțumesc! Cred că nu tot timpul, sau nu de multe ori în viață, ai ocazia să fii felicitat de o persoană deosebită de televiziune și mai ales să fii aparat de sebeșinul tăi. Sunt sebeșin. Viața mea, eu rămân în Alba Iulia, profesional și familial, dar sebeșanul să rămân toată viața. Mulțumesc că m-ați felicitat. Nu pot să spun decât felicitări participanților pentru evoluțiile lor deosebite, felicitări jurului pentru jurizarea de înaltă clasă, felicitări organizatorilor și în mod cu totul deosebit, felicitări domnului primar Dorin Nistor, atât din partea mea, cât și din partea conducerii Consiliului Județean, domnul președinte Dumitrel, pentru actul cultural care îl face în Sebeș și pentru tot ceea ce face în Sebeș. Felicitări domnului. Ce frumos mi-am sărbătorit ziua în seara asta. Așa. Bun, păi nu se putea mai frumos, alături de tineri talentați, să vedem unde merge premiul întâi, așa. Premiul întâi, Simona Alexandru, noroc, îl decernez unei domnișoare, Didești, județul Teleorman. Așadar, doamnelor și domnilor, Simona Alexandru, Didești, Teleorman, primește premiul al treilea, să știi că diploma e la domnul vicepreședinte, așa. Felicitări, draga noastră! Festivalului Național Felician Părcașum, ediția 2017, va fi înmânat de domnul primar al municipiului Sebeș, Dorin Nistor, pe care îl invit în scenă. Bună seara, domnule primar! Bună seara! Bună seara, mă bucur să ne revedem, iată, în seara de gală. Și vreau să ne spuneți, pentru că ați fost spectator în cele două seri, cum a fost ediția din acest an? Da, la întrebarea asta nu m-am așteptat. Păi eu cred că a fost cumva așa de suflet. Pentru că am simțit eu în jurul meu foarte multe emoții și foarte multe aplauze, nu? Pentru că aplauzele dumneavoastră cum a fost festival. Așa de și au fost minunate și eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici, în Casa de Cultură. Pentru că dumneavoastră sunteți inima acestui oraș. Se spune că e bine să vorbești cu inima ta. E bine să vorbești cu inima ta pentru că inima simte cel mai mult ce e în jurul tău.
Și dumneavoastră sunteți inima orașului, dumneavoastră oamenii din Sedeș. Vă mulțumesc! Să bateți în continuare pentru Sedeș, vă iubesc! Dumneavoastră sunteți tot ceea ce e mai frumos pe lumea asta. Vă mulțumesc pentru că ați primit atât de bine candidații tine. Am simțit tinerețea, bucuria, cântecul. Am simțit frumusețea. Știți, până de una zi, unii mă criticau că am pus flori. Cred că în aceste două zile am pus niște flori în sufletele dumneavoastră prin aceste flori. Pentru că este o zi a mulțumirii, o zi în care trebuie să mulțumim. Vreau să mulțumesc echipei din spate, cei care și-au dat silința de multă vreme încoace, nu numai în aceste trei zile, ca dumneavoastră să vă simțiți câteva ore bine și să vă mângâia sufletul cu un cântec frumos. Vreau să le mulțumesc colegilor din Centrul Cultural Lucian Blaga, colegilor din primărie și tuturor celor care ne sunt parteneri prin activitățile lor. Mă refer la cei cu scenă, scenograf. Sper că vă place. Am încercat să venim cu o nouă idee. Casa lui Felician Fărtaș. O casă românească, o casă a sufletului, pentru că Felician Fărcașul este sufletul și el este sufletul Sedeșului și ne bucurăm că ne-a adus acest prilej de a ne încânta cu folclor în fiecare an la Sedeș. Aș vrea să sper că n-am uitat de nimeni. Vreau să mulțumesc și orchestrei. Ne-au încântat, ne-au susținut și anul trecut. Sunt convins că și pe viitor. Să aplaudăm și pe doamna Iuliana. Acum, să nu mai prelungesc emoțiile. Nu știu dacă am uitat pe cineva. Oricum, pe cei care i-am uitat, să le mulțumesc. Le mulțumesc încă o dată. Vă rog să-i aplaudați. E o premieră, a spune, cred că odată în viață mi-e dat să văd un primar care atunci când vorbește cu oamenii, face o declarație de dragoste atât de frumoasă și atât de directă, cu lacrimi în ochi. Acest tablou nu l-am văzut niciodată în România, credeți-mă. Și am întâlnit mulți primari. Marele premiu în ediția a 15-a Festivalului Național de Folclor Felician Fărcașul se acordă domnișoarei Kira Alexandra. Alexandra Kira este câștigătoarea ediției 2017 a Festivalului de Folclor Felician Fărcașul din localitatea Plopiș, județul Stălaj. Felicitări, Alexandra! Felicitări! Microfonul este al tău. Te rugăm. Aici, în această seară regală, în Sebeș, unde și frunzele îngână corola de minuni a folclorului lui Felician Fărcașu, mă simt extraordinar. Sunt copleșită de emoții, pentru că am reușit să obțin marele premiu și trofeul Festivalului Național de Folclor Felician Fărcașu. Mă face să aduc un prinos de mulțumiri stimaților membri ai juriului care mi-au oferit acest mare premiu, organizatorilor și în mod special familiei marelui Felician Fărcașu, orchestrei în frunte cu maestrul Alexandru Pal, care mi-a susținut în concurs, și pe voastră, doamna Iuliana, pentru eleganța pe care ați acordat acestui festival. Și în ultimul rând, dumneavoastră, publicului de la Sebeș, pentru căldura cu care ne-ați mulțumit. Și să știi că, uite, am profitat de momentul ăsta pentru că fratele tău este aici și cred că are mare emoție alături de tine. Vino aici, dragul meu. Familia Alexandra este în sală și vreau să-i spui tu felicitări. O felicit din tot sufletul și îi doresc ca acest trofeu să o ajute
dezvoltem carieră și să, prin acest trofeu, să mai pun o cărămidă la cariera ei artistică. Felicitări încă o dată, felicitări și ție. Iată, doi frați, vă spuneam, extrem de talentați. Alexandra Chira, câștigătoarea acestei ediții. Domnule primar, vă mulțumim foarte mult. Putere de muncă pentru edițiile următoare și pentru toate proiectele pe care le dorizați aici, în Sebeș. Alexandra, pentru tine, drumul se pare că e foarte clar definit. Îți dorim să ai parte numai de astfel de serii și să nu uiți niciodată că doar domniile lor, membrii publicului, de aici sau de oriunde din țară, îți vor însoți pașii. Și pentru domniile lor vei cânta în fiecare clipă. Doamnelor și domnilor, Alexandra Chira, felicitări! Și alețul ducitorul.